Dragi prieteni, au rămas câteva zile până vom păși pragul la unui nou an. Lăsăm în urmă o experiență absolut distinctă, pe care o trăim împreună cu întreaga umanitate, în fața unor provocări neașteptate și deloc ușoare. De fiecare dintre noi, prin implicare profesională, civică și personală, a depins într-o măsură mai mare sau mai mică modul în care evoluează lucrurile în această criză epidemiologică, extinsă la nivelul economiilor din toate țările. Restricțiile legate de pandemie au expus riscurilor și incertitudinilor la fel sistemul bancar din Republica Moldova, iar Banca Națională, ca regulator și autoritate de supraveghere, a acționat proactiv. La încheierea acestui an, care ne-a solicitat tuturor o mobilizare totală, aș vrea să vin cu un mesaj care să ne detașeze de eforturile depuse de toți în condiții deosebit de complicate, resimțite la toate nivelurile societății. Astăzi este pusă în circulație o monedă comemorativă dedicată celor pentru care anul 2020 a fost o mare, o foarte mare provocare, lucrătorii din domeniul medical. Dragi medici, dragi asistenți medicali și alți lucrători din domeniu, Banca Națională se închină în fața dumneavoastră. Eu personal mă înclin în fața dumneavoastră. Vă transmit cele mai sincere mulțumiri pentru efortul și abnegația pe care ați manifestat-o în lupta cu virusul care a lovit întreaga omenire. Sunteți adevărați eroi. Ați dovedit că niciun pericol nu vă stă în cale pentru a salva viețile altora, iar în schimb v-ați sacrificat propriile vieți. Fiecare dintre noi trebuie să fie alături, să vă sprijine în acest moment deloc ușor, să vă arate că nu sunteți singuri în fața acestor provocări. Banca Națională este alături de dumneavoastră. După cum știți, în fiecare an Banca Națională emite monede jubiliare și comemorative dedicate unor personalități marcante, evenimente istorice și altele. Astfel ar fi fost o nedreptate să închidem anul fără a imprima pe una din acele monede munca de neprețuit a medicilor în efortul lor de a salva vieți. În această ordine de idei, am plăcerea să vă anunț că astăzi Banca Națională a Moldovei pune în circulație cea de-a opta monedă comemorativă din acest an, cu titlul Medicul meu, eroul meu. Această monedă pune în atenție și reconfirmă la o scară a valorilor de cea mai înaltă probitate morală și profesională de care dau dovadă lucrătorii medicali în orice clipă. Este o piesă monetară deosebită, deoarece conceptul de design a fost selectat din lucrările propuse de către cetățeni. În acest mod, publicul transmite mesajul că simte grija medicilor în efortul de a salva vieți și că apreciază foarte mult munca depusă în lupta cu această pandemie. Totodată, deschiderea cetățenilor de a contribui la crearea proiectului de design exprimă o recunoștință profundă, dar și o responsabilitate pe care o poartă și trebuie să o resimtă fiecare pentru atenuarea pericolului epidemiologic. Banca Națională și eu personal aducem mulțumiri tuturor oamenilor care au participat la elaborarea conceptului acestei monede și îndemn societatea să fie îngăduitoare cu lucrătorii din domeniul medical, care se află pe linia întâi în misiunea lor de a salva vieți cu sacrificiul propriilor vieți.
vă admirăm și vă prețuim. Moneda reprezintă chipurile a doi medici pe fundalul hărții Republicii Moldova, invocând cu sobrietate, dedicație și responsabilitatea majoră manifestate de cei care au dat jurământul lui Hipocrates. Vreau să reiterez că proiectele de design au fost evaluate de o comisie formată din experți de la Banca Națională, Comisia Națională de Heraldică, Uniunea Artiștilor Plastici, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și alții. Totodată, au fost colectate opinii în cadrul unor focus grupuri de la specialiști de la diverse instituții medicale, Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican, Spitalul Municipal Sfânta Treimii, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Stețimițeanu, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională de Sănătate Publică și alții. Moneda comemorativă Medicul meu, Eroul meu este confecționată din argint, este ambalată în capsulă de metacrilat, transparent și în cutie de prezentare, fiind însoțită de un certificat de autenticitate redactat în limbile română și engleză. În semn de recunoștință profundă, Banca Națională vrea să transmită câteva dintre aceste monede celor care la începutul acestei pandemii au fost în prima linie și care într-o totală incertitudine s-au luptat pentru viețile rudilor, prietenilor, colegilor și a tuturor celor care au avut nevoie de îngrijirea medicilor. De fapt, am ajuns să înfruntăm o realitate în care fiecare familie are rude sau cunoscuți afectați de coronavirus. Astfel, primele monede emise de astăzi vor fi oferite din toată inima de către Banca Națională celor instituții care au fost primele în lupta cu această boală deloc cunoscută la începutul pandemiei, care au ținut piept fără experiență, fără niciun protocol de tratament. Este vorba despre Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneagă. Între timp, foarte multe instituții medicale au fost antrenate în lupta cu noul coronavirus, iar rolul centrului COVID-19 Chișinău este unul incontestabil, fiind creat special pentru a primi primii pacienți, cei mai gravi, pentru a fi acum în prima linie. Banca Națională va oferi o monedă și centrului COVID-19 Chișinău. Toți medicii, fără excepție, merită atenție și apreciere din partea noastră. Exprimăm compasiune celor care și-au pierdut apropiații în lupta cu această boală. Sunt și zeci de medici care și-au pierdut viața în această luptă grea. Zilnic auzim cifre care ascund nume pe care în majoritate nu le cunoaștem. Sunt vieți trăite în anul ce s-a scurs cu o intensitate palpitantă și stresantă, în care primordială a fost salvarea oamenilor și doar apoi propria siguranță. Riscurile sanitare persistă și în astfel de condiții medicii noștri muncesc zi de zi, oră de oră, clipă de clipă. Vă rugăm să primiți sincerele noastre mulțumiri și speranțe de vremuri mai bune și liniștite. Moneda lansată astăzi e departe de a avea doar o valoare numismatică și de plată, depășind caracteristicile unei monede comemorative prin definiție. Este o monedă pe care putem să o dorim medicului care ne veghează sănătatea. În acest sens, voi preciza că la fel ca monedele comemorative și jubiliare emise de Banca Națională, această piesă poate fi achiziționată prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova. Dragi prieteni,
Anul care se sfârșește ne-a pus pe toți la încercare într-un mod mai deosebit. Cu toate acestea, avem speranța că realitatea pe care o parcurgem împreună cu întreaga umanitate va avea o finalitate încrezătoare. Am devenit mai puternici, mai înțelegători, mai buni și mai deschiși pentru a continua viața și a ne pune în gând să realizăm fapte bune, indiferent de provocări. Voi folosi prilejul acestui briefing pentru a vă transmite tuturor sărbători frumoase care să vă aducă speranțe de viitor. Rămânem cu sufletul aproape de dumneavoastră, dragi medici, și ne exprimăm convingerea că vom depăși aceste provocări. Vă mulțumim că aveți grijă de sănătatea noastră. Vă doresc tuturor ca sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște și căldură în suflet, sănătate, prosperitate și încredere în viitor. Mulțumesc!